Avem aici demonstrație de dresaj cu iepuraș. Se pare că sar peste obstacole și este cineva care învață copiii și tinerii despre ei. Dar mi se pare foarte tare cum îi scoate în lesă și ei sar peste acele obstacole. O să filmez aici câteva cadre să vedeți și dumneavoastră. Principal văd berbec și cap de leu pitic. Unii sunt mai năstrăvani ca ceilalți și nu prea vor să sară sau le dărâmă, dar am văzut câțiva care chiar sunt foarte bine dresați. Asta e încă mic, știe. Scăpați de sub control. Nu mai vreau. E amuzant. Noroc de lesă, că nu-l mai prinzi. Pomoc, kde je sever? Ja sa musím schovať, ale dajte mi všetci pokoj. Nikoho nechcem vidieť, ale akože on je v pohode, za to jeho berávame, že on je taký pokojný, ho môže veď rodný, že vláskať a nič sa nestane, nikomu nič neurobí. Aj títo sme väčšinou sme vlastne, že nič, ale to už je také, že radšej ho dá, akože hovorím v pohode, len treba do začiatku najskôr sa naučte, že s tým králičkom, keď ho máte, pokojne môžete, lebo takým do výšky môže králik skákať až od 10 mesiacov. Víte, pre mňa je to úkolku veľa, že ona sa ešte občas nahvaši, ale to nevadí, ona s tým...